Câteva zeci de oameni au participat la evenimentele organizate ieri cu ocazia Zilei Armatei Române în cimitirul eroilor din municipiul Deva. La ceremonie au participat oficialități locale și județene, dar și o mână de oameni veni să vadă defilarea militarilor. Dacă odată erau depuse zeci de coroane la monumentul din cimitirul eroilor din Deva, ieri au fost depuse doar zece coroane. Prefectura și instituțiile deconcentrate au depus o singură coroană, Consiliul Județean Hunedoara, Garnizoana Deva, Structurile MAI, Primăria Deva și Consiliul Local Deva câte o singură coroană, Asociația Națională a Veteranilor de Război din România, Filiala Hunedoara, Asociația Județeană a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Sarmi Secetusa și tot câte o coroană din partea PNL, PSD și UDMR.